Scandal de proporții la liceul Jean Monnet din Capitală după ce doi elevi au fost filmați în toaleta liceului învățând. Cei doi au fost întrerupți de portarul liceului care i-a gonit și a anunțat conducerea școlii. Faptele s-au petrecut vineri seara în toaleta liceului, unde cei doi elevi, un băiat și o fată aflați ambii în clasa a 12-a, au învățat din greu pentru bacalaureat. Ei s-au lăsat filmați în plină acțiune de un al treilea coleg. Atenție, imaginile sunt șocante. Deci dacă avem un triunghi dreptunghic ABC cu unghiul de 90 de grade în C... Deci, dacă ai un unghi de 30 de grade, da. Sinusul lui, da. E un pădăr. Ah, da, pentru că suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Exact. Suntem chiar în toaleta unde cei doi elevi și-au făcut de cap alături de domnul director Gianni Popescu. Domnule Gianni, ce măsuri urmează să luați în acest caz? Vineri seara am discutat cu părinții. Din păcate, ambii riscă exmatricularea. Se pare că cei doi au găsit tot felul de materiale deșucheate pe internet și au înțeles că ar fi ok să înveți la o vârstă atât de fragedă. Și mai rău, să faci asta la școală. Dar totuși, nu vi se pare o măsură prea dură exmatricularea? Domnișoară, când intri la Jean Monnet, accepți un anumit cod de conduită. Noi nu suntem un liceu de doi bani unde să vii să înveți și să-ți iei bacul. Gândiți-vă! Aceste imagini au circulat pe internet, le-a văzut lumea. Au văzut doi elevi de-ai noștri cu manualele larg desfăcute. Nu se poate, adică este o rușine. Vă mulțumesc, domnul... Și vă rog frumos acum să părăsiți incinta, pentru că vă văd elevii îmbrăcat așa, decent... Potrivit colegilor, nu este prima oară când cei doi elevi învață în WC-ul, în plină zi. Cu teoremele lor zgomotoase, aceștia îi deranjau deseori pe elevii care veneau la budă să fumeze sau să facă sex. Mai mult, riscau să-i traumatizeze pe colegii de la clasele mai mici. De pe internet, direct pe micul ecran, în fiecare sâmbătă și duminică la Prima TV de la ora 2.